Salutare și bine am găsit la Farming Simulator 2013. Astăzi cu primul episod. Ideea este că ne-am mutat în Murica, unde avem un teren destul de mare, după cum vedeți. Și să ne urcăm aici. Să atașăm partea combinei și să mergem să tăiem grâul. Perfect, am angajat un șofer. Noi ne dăm jos și plecăm de aici. Să ne uităm ce am putea face. Ok, grozav. Vom planta probabil tot grâu. Deci îl luăm pe băiatul ăsta. Și îl vom duce tot acolo. Perfect. Trebuie să întoarcem puțin de tot și să-l punem pe aici, pe traseu. Așa, întoarcem încă puțin. Super. Acum o să vină băiatul ăsta. Pe care îl vom duce tot acolo. După cum vedeți, ăsta este un tractor american. Destul de simplu și destul de banal. Să o luăm încoace. A, grozav, nu avem... nu avem nimic înăuntru, va trebui să sărim pe aici. Știu că e ciudat că săr cu tractorul, dar... nu am altceva mai bun de făcut momentan. Va trebui să-mi dau seama de unde pun semințe. Dar va trebui să fac chestia asta. A, perfect, asta e plină. 2 secunde. Să plecăm de aici. E un început destul de dificil. Dar o să vedeți că e un început plăcut. Ce parte trebuie să o luăm? Pe partea asta, așa. Perfect, și vom păstra asta prin zonă, încât să blocăm tractorul ăla. Se pare că aici avem un tractor ceva mai bun, nu știu ce face aici. Îl vom lua de aici, dar nu știu pe ce buton am harta, ceea ce la fel foarte nervant. M nu. V cu siguranță nu. O să trească să mă uit la opțiuni cât de curând. Pentru că habar n-am pe unde sunt. Mă rog, ne vom ocupa de chestia asta mai încolo. Asta se plece de aici. Și vom întoarce pe aici frumos. Grozav. Iar acum îl vom întoarce și îl vom opri aici.
Grozav, acum să ne uităm, să ne uităm prin opțiuni. Ne uităm chiar prin opțiuni cât ne vom uita aici. Să vedem unde ăsta, reset next vehicle. Perfect. Asta este harta, este o hartă destul de mare și destul de plăcută, ușor de navigat. Deci să trecem aici. Acolo sunt semințele, perfect. Super, conectăm asta. Așa. Iar acum probabil vom pune tot greu. Dar trebuie să-mi dau seama unde trebuie să mă așez. Asta o să fie destul de complicat. Plus că nu văd interfața, deci clar e o problemă. Și da, asta e ceva nasol. În mod normal trebuia să văd interfața de ajutor. Să mă uit pe unde a dispărut. Avem pe aici vreo idee unde a dispărut. Nu tocmai. Chestia asta îmi îngreunează treaba considerabil. Măcar am putut activa asta. Asta schimbăm. Nu, nu ne interesează altceva, ne interesează asta. Ok, tractorul ăsta a plecat de nebun. Nu e un lucru bun. Și să studiem puțin problema. Așa, perfect. Select seed. Refill. Perfect. Două semne. A, perfect, este plin. Va trebui să mergem aici. Să luăm tot greul ăsta. Perfect, acum putem să întoarcem. Să așteptăm aici în continuare. Iar ăsta va putea să meargă să înceapă să planteze și el. Ceea ce va fi super. O luăm pe aici ușor, ușor. Probabil mergeam prea repede, dar poate asta e. Dar, țin cont că nu atinge pământul, nu ar trebui să am probleme. Aici, grozav, întoarcem. Și ne punem pe treabă. Extraordinar. Acum s-ar putea să fie nevoie să mergem până acolo. Wow, nu trebuie să fac chestia asta.
Se pare că a ratat pe aici un rând. Dar nu-i problemă. N-am pierdut teribil de mult. Ok, nu putem să ajutăm cu misiunea asta. În schimb, va trebui să depozităm ce-am luat. Grozav, și acum vom pleca. O vom lua pe aici, pe drumuleț. Și vom continua. Vom merge în sudul hărții. Adică pe aici. Și vom vinde, nu știu exact locația, pentru prima dată când joc Farming Simulator 2013 pe harta asta. Dar chiar sunt curios să văd ce este acolo. Se pare că avem și claxon. Super! Aici o luăm. Nu, se pare că aici este altceva. Să ne uităm pe hartă. Se pare că harta nu ne prea arată locurile importante. Grozav. Acum am putea reseta vehiculele. Că deja am mers destul de departe. Super! Și acum probabil vom colecta ce am mai adunat combina. Și vom pleca în altă direcție. Harta asta pare a fi mai ușoară, numai că nu e tocmai teribil de ușoară din cauza că nu știu locurile. Deci aș putea să fac chestia asta. Să întorc. Și să mă uit unde o să mă opresc data viitoare. Probabil merg până în oraș. Cel mai probabil. Deci, o vom lua pe aici. Și după aia vom merge încolo sau încoace, nu-mi dau seama. Cred că mai degrabă încoace o vom merge. Să ne uităm, uităm pe hartă mai exact unde putem vinde grâul. Ok, încoace cred că îl putem vinde pentru că e orașul. Să luăm harta. Se pare că aici este dealerul de echipament de fermă, tractoare, utilaje și tot felul de lucruri de genul. Noi vom continua pe lângă, nu ne vom opri chiar aici. În schimb, vom merge până în oraș, orașul care este chiar aici în zonă. Și anume pe aici trebuie să o luăm. Cotim ușor, ușor. Perfect, se pare că am ajuns în oraș.
super. Unload. Grozav. Se pare că aici avem gara. Super. Noi ne vom întoarce la fermă. Sunt curios ce fac. A, perfect, e full. Din nou. Și noi ne vom întoarce la fermă. Sper că v-ați episodul, nu uitați. Like, un subscribe. Și noi ne vedem data viitoare cu un episod. Pa, pa!